Concurenții celui de-al doilea sezon Casa Iubirii vor avea parte de primele întâlniri în Camera Roșie. Radu, din ce în ce mai atras de Cristina. Pot să te țin în brațe. Aflați ce cupluri încep să se contureze, miercuri, 18 ianuarie. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii a adus în atenția telespectatorilor 10 noi concurenți, 5 fete și 5 băieți dornici să-și caute partenerii ideali, cărora li s-au alăturat 4 concurenți din primul sezon, care și-au dorit să mai primească o șansă în căutarea sufletului pereche. Printre aceștia se numără și Radu, care și-a păstrat același spirit aventurier, dar și aceeași carisma irezistibilă ce l-au consacrat. Încă din prima ediție a show-ului, tânărul a remarcat-o pe Cristina, o față sfioasă și suavă ce l-a atras în mod deosebit prin felul ei de a fi. În timpul petrecut în tabăra băieților, sfioasă concurenta a dansat rând pe rând cu Radu, Ionuț și Patrick și a lăsat tuturor o impresie bună. Însă de departe, Radu a fost cel mai încântat și impresionat de atitudinea Cristinei și mai mult decât atât acesta a afirmat că a simțit la un moment dat că față și-ar fi dorit să îl sărute, în timpul dansului lor. În ediția de miercuri, lucrurile vor căpăta din ce în ce mai mult contur, deoarece concurenții vor avea parte de primele întâlniți între patru ochi desfășurate în Camera Roșie. Radu o va invita pe Cristina pentru a încerca să afle mai multe detalii despre aceasta, dar și pentru a observa dacă și ea se simte atrasă de el sau nu. Odată ajunși din nou față în față în Camera Roșie, Cristina și Radu vor discuta și își vor zâmbi tandru, asemenea unor adolescenții cu gesturi copilărești și tandre. La un moment dat însă Radu va simți nevoia să o îmbrățișeze pe frumoasa concurenta, care si ea la rândul ei pare din ce în ce mai atrasă de el. Radu, vreau să vină Cristina. Cristina, ce ochi frumoși ai! Dar mereu mi-au plăcut ochii tăi. Radu, dacă mă de ochi nu mai dorm. Pot să te țin în brațe. Cristina, ce drăguț! Cine este eliminat în această seară? Consiliu pentru eliminare din această seară Survivor România 2023. În această seară la eliminare vor fi propuși următorii concurenți. Codruța, Neagu și Maria. Venim cu informații prețioase, ce se întâmplă în continuare în emisiune. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! În cele ce urmează veți vedea clasamentul Survivor România 2023. Survivor România a început în forță cu concurenți bombă. Haideți să vedem împreună statisticile oficiale ale concurenților, atât faimoșii cât și războinicii. Unde se află fiecare concurent, câte meciuri au fiecare în parte, câte eficacitate, victorii și înfrângeri. În prezent, în total avem 22 de concurenți la Survivor, care se luptă cu ploaia, vântul, frigul, dar și cu trasele grele din Dominicană. Începem clasamentul cu locul 1, până la ultimul concurent. Venim cu informații prețioase, ce se întâmplă în continuare în emisiune. Lasă un like la videoclipuri și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Pe locul 1 este Alin Chirila, războinicii, cu 5 meciuri, 5 victorii, 0 înfrângeri, 100% eficacitate. Pe locul 2 este Andreea Moromete, războinicii, cu 4 meciuri, 3 victorii, 1 înfrângere, 75% eficacitate. Pe locul 3 este Luciana Vieira, războinicii, cu 4 meciuri, 3 victorii, 1 înfrângere, 75% eficacitate. Pe locul 4 este Daria Kiper, războinicii, cu 4 meciuri, 3 victorii, 1 înfrângere, 75% eficacitate. Pe locul 5 este Carmen G. Faimoșii, cu 3 meciuri, 2 victorii, 1 înfrângere, 66,7% eficacitate. Pe locul 6 este Andrei Crisan, războinicii, cu 3 meciuri, 2 victorii, 1 înfrângere, 66,7% eficacitate. Pe locul 7 este Alexandra Porcolab, războinicii, cu 3 meciuri, 2 victorii, 1 înfrângere, 66,7% eficacitate. Pe locul 8 este Ionuța Iftimoaie, faimoșii, cu 5 meciuri, 3 victorii, 2 înfrângeri, 60% eficacitate. Pe locul 9 este Stefania Stanila, faimoșii, cu 5 meciuri, 3 victorii, 2 înfrângeri, 60% eficacitate. Pe locul 10, Vika Blochina, faimoșii, cu 5 meciuri, 3 victorii, 2 înfrângeri, 60% eficacitate.
Pe locul 11, Răzvan Tanciu, Războinicii, cu 5 meciuri, 3 victorii, 2 înfrângeri, 60% eficacitate. Pe locul 12, Doc Faimoși, cu 4 meciuri, 2 victorii, 2 înfrângeri, 50% eficacitate. Pe locul 13, Jorge Faimoși, cu 5 meciuri, 2 victorii, 3 înfrângeri, 40% eficacitate. Pe locul 14, Remus Boroiu Faimoși, cu 5 meciuri, 2 victorii, 3 înfrângeri, 40% eficacitate. Pe locul 15, Robert Moscalu, Războinicii, cu 5 meciuri, 2 victorii, 3 înfrângeri, 40% eficacitate. Pe locul 16, Codruta Began, Războinicii, cu 5 meciuri, 2 victorii, 3 înfrângeri, 40% eficacitate. Pe locul 17, Dan Ursa, Războinicii, cu 5 meciuri, 2 victorii, 3 înfrângeri, 40% eficacitate. Pe locul 18, Ada Dumitru Faimoși, cu 3 meciuri, 1 victorie, 2 înfrângeri, 33,3% eficacitate. Pe locul 19, Bianca Patrichi Faimoși, cu 3 meciuri, 1 victorie, 2 înfrângeri, 33,3% eficacitate. Pe locul 20, Sebastian de Faimoși, cu 4 meciuri, 1 victorie, 3 înfrângeri, 25,0% eficacitate. Pe locul 21, Maria Lungu, Războinicii, cu 4 meciuri, 1 victorie, 3 înfrângeri, 25,0% eficacitate. Pe locul 22, Andrei Neagu, Războinicii, cu 3 meciuri, 0 victorie, 3 înfrângeri, 0,0% eficacitate. În următoarele minute o să vă prezentăm cine sunt concurenții cei noi din sezonul 2 Casa Iubirii. Dar veți afla și cine sunt concurenții vechi din sezonul 1 Casa Iubirii. Nona Rusu, Marinel Hotca, este cântăreț și artist. Are vârsta de 27 de ani, Zodia Taur, și este din satul mare. Beia Iacob, Patrick Deac, Andrei Sandu, Mihaela Homa. Concurenții vechi din sezonul 1 sunt următorii: Natalia Nigai, Radu Marian Nitu, Ionut Stoica, Bianca. Și mai sunt următorii concurenți, pe care vă vom spune numele lor: Emma, Cristina Maria, Robert Șirscu, Andrei Lucan. Despre ei încă nu se știu detalii, dar de îndată ce vom afla, vom reveni cu informații și detalii. Cine sunt concurenții care vor participa în sezonul 2 Casa Iubirii? Primele imagini. Îi cunoașteți pe toți luni. Nici bine nu s-a terminat primul sezon al emisiunii Casa Iubirii, că cel de-al doilea va începe. Mâine, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, vă așteptăm în fața televizoarelor pentru a afla numele noilor concurenți. Larisa și Sorin sunt câștigătorii primului sezon al emisiunii Casa Iubirii, iar marea finală dă startul noului sezon. Casa Iubirii își deschide ușile pentru o nouă serie de concurenți, dornici de a-și întâlni jumătatea. Mâine, 16 ianuarie, începe al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii, după ce primul sezon a dus multă iubire, lacrimi de bucurie, dar și lacrimi de tristețe, despărțiri și eliminări dureroase. Sezonul 2 al emisiunii Casa Iubirii este gata să-i captiveze pe fanii emisiunii cu noi experiențe. Andreea Mantea vă așteaptă din nou în fața televizoarelor de mâine, 16 ianuarie, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, pentru a cunoaște fetele și băieții care vor păși în sezonul 2 al emisiunii Casa Iubirii. A venit momentul ca noi concurenți, dornici să-și întâlnească iubirea aici, în Casa Iubirii, să pășească, a spus Andreea Mantea. Frumoasa prezentatoare va trăi experiența unică în același timp cu ei și, așa cum a făcut și în primul sezon, va fi alături de ei la fiecare pas, cu sfaturi și cu multă înțelegere. Andreea Mantea este pregătită să dea startul sezonului 2 al emisiunii Casa Iubirii.
fiți cu ochii pe ei. Îi veți cunoaște luni, când începem cel de-al doilea sezon al emisiunii. Sunt tineri, frumoși, nerăbdători să înceapă povestea asta minunată, care le-ar putea schimba viața. Eu voi trăi la unison cu ei emoția uriașă a acestui început și le voi fi alături de acum încolo, a declarat îndrăgita prezentatoare. În timpul săptămânii, emisiunea va putea fi urmărită de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, iar sâmbătă și duminică îi așteaptă pe telespectatori în fața ecranelor de la ora 16 și de la ora 19, doar pe Canal D. Și de data aceasta, Andreea Mantea promite experiențe unice, sentimente copleșitoare.